Bine ai venit la un nou episod, să mai prezentăm un utilaj sau două, episodul cu numărul 4, unde vom prezenta viitorul agriculturii din prezent. În aceste imagini veți vedea un Nexat, după cum vedeți este controlat de o telecomandă. Acest utilaj a fost filmat astă toamnă la fabrica Vaderstad din Suedia, unde ne-au prezentat cum au adaptat sistemul de semănat pentru plante prășitoare. Mașina este propulsată de două motoare de 500 de cai. Vine în două variante, pe roți și pe șenilă. Aici aveți varianta pe roți. La acest proiect Nexat sunt mai mulți parteneri, printre care Vaderstad, bineînțeles, pentru partea de pregătire a solului și semănat. Mai sunt parteneri ca și Daman pentru partea de spreiere, pulverizare. Avem și Geringhoff-ul pentru partea de recoltat. După cum vă puteți da seama, astfel de mașinării sunt concepute pentru suprafețe mari sau pentru ferme mari. După cum știți, puterile tractoarelor au crescut foarte mult, dar s-a ajuns la un nivel la care este nevoie de o putere și mai mare. Și atunci, cei de la Nexat au venit cu acest proiect, unde poți să ai lățimi mult mai mari de lucru. În aceste imagini aveți prezentate secțiile de semănat. Aceste secții se regăsesc și pe semănătorile Vaderstad Central Field. Acum ceva timp am postat pe TikTok și pe Facebook și Instagram un clip scurt cu intrarea mașinii în sala de prezentare și bineînțeles că a reușit să adune foarte mult hate pentru faptul că oamenii nu sunt pregătiți pentru nou și marea majoritate, inclusiv din America și din alte țări din Europa, au spus că domnule, este o mașinărie care nu are ce să caute, că oamenii ce vor face, nu vor mai avea locuri de muncă. Și fiindcă tehnologia a evoluat foarte mult, avem deja tractoare care sunt controlate prin satelit, tractoare care au posibilitate să întoarcă singure la capăt de rând. A fost, cred că, mult mai ușor să construiască acest proiect. Țin să vă reamintesc că eu fac clipulețe scurte de prezentare, nu intru în detalii tehnice foarte multe. Așa, ca și idee, mașinăria asta, după cum ați văzut la început, poate fi controlată prin telecomandă. Ați văzut că nu avea operator în cabină. Are o tabletă, la fel ca și semănătorile Vaderstad, de unde poate fi controlată. Nu necesită permanent operator. Mulțumesc că ai fost aici. Dacă ți-a plăcut, dă un subscribe canalului, dă un like și trimite acest clip unui prieten sau cunoscut interesat.